În cel din tâi an al lui Cir, împăratul peșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului Rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit Duhul lui Cir, împăratul peșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul peșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se sosească la Ierusalim, în Iuda, și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela se le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă darul de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia, al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și toți cei din pe jurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul l a dat înapoi uneltele casei Domnului, pe care le luase nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir împăratul peților le-a scos din mit, prin mitedat, vistiernicul care le-a dat lui șeșbațar sau altfel spus Zorobabel, voievodul lui Iuda. Iată-le numărul, 30 de lighene de aur, 1000 de lighene de argint, 29 de cuțite, 30 de potire de aur, 410 potire de argint de mâna a doua și 1000 de alte unelte. Toate lucrurile de aur și de argint erau un număr de 5400. Șeșbațar a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei ce s-au întors din robie. Amin. Haideți să ne reașezăm. cu ajutorul Dumnezeu, începând de astăzi, vom intra în Cartea Ezra pentru un studiu pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Nu vă faceți probleme, o să mai cântă, nu o să predic până la ora 12 ca să nu obosesc pe cineva, dar aș vrea să fim și atenți la Cuvântul Lui Dumnezeu, nu cumva... Pe final de părtășie să ne ispitească sarmalele care sunt acasă, și să uh, fim conectați în altă parte. În cartea Izraj, să privim și să privim cu un singur scop. Atunci când ne apropiem de un anumit studiu, de o carte, de un cuvânt al lui Dumnezeu din scriptură, trebuie să avem un scop precis. Și uh, scopul acesta determină felul în care privim în cartea respectivă. Determină felul în care privim la pasajul pe care uh, dorim să-l studiem. Sau, cu alte cuvinte, dacă veți, uh, scopul sunt ochelarii cu care noi privim în uh, cartea, în pasajul studiat. Iar scopul pe care uh, Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, privind uh, în ezra, este partea aceasta de reformă spirituală. În urma oricărei treziri care există și pe care Dumnezeu o face, din momentul trezirii în care Dumnezeu ridică poporul, familia, dacă este vorba persoana respectivă în dreptul căreia Dumnezeu se îndură, o ridică la o statură spirituală înaltă. Din momentul respectiv, toate lucrurile în mod natural scad, coboară, nu cresc. Și uh, lucrurile se degradează treptat și treptat. Fie că este vorba de persoana în sine, fie că este vorba despre un anumit popor, dacă uh, urmărim istoria poporului Israel, vedem că după fiecare trezire pe care Dumnezeu o face, în urma unei reforme sau în urma unei intervenții divine, în urma unor lucruri pe care Dumnezeu le face în poporul respectiv sau în familia respectivă, aceasta crește la o treaptă înaltă, dar pe urmă, încetul cu încetul, chiar dacă din momentul trezirii sau din momentul ridicării, în dreptul unora există o perioadă de timp mai lungă, în dreptul altora este o perioadă de timp mai scurtă. Dar degradarea apare și în momentul în care lucrurile ajung jos, dacă nu există uh, oamenii dispuși, disponibili, care să stea la uh, dispoziția lui Dumnezeu pentru ca prin ei Dumnezeu să lucreze și din nou să se întâmple o trezire, din nou să fie uh, o ridicare a poporului, începe judecata Domnului. De multe ori, în urma începerii judecății Domnului, să trezește câte un împărat al lui Israel, câte un împărat al lui Iuda, în urma unor lucruri pe care le vestește un proroc al lui Dumnezeu, uh, aducând pedepsele. Sunt situații în Scriptură în care întâlnim chiar Tinerii împărați care, spune Scriptura la un moment dat despre Ioaz, că a citit ceva. A citit o carte care nici măcar nu mai știau că există, nici măcar nu l-au știut că Dumnezeu a vorbit cândva. Și lucrul acesta l-a făcut când, spune Scriptura, că s-au apucat să facă curățenie în casa Domnului. Și când a citit sulul cărții, era profetul Isaia, spune cum acesta și-a rupt hainele și a spus extraordinar. Noi suntem uh, 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 pasibili de pe pediapsa lui Dumnezeu și asta stă să înceapă. Și spune Scriptura că din pricina că omul acesta a citit și împreună cu el, nu a fost numai împăratul, că au fost și preoți acolo, Dumnezeu a mișcat Duhul lor și s-a făcut acolo o trezire în Israel. Și Dumnezeu a venit și a vorbit în milă și a spus, nu se va întâmpla și nu va veni nenorocea în timpul veții tale. Uh, pentru început, aș vrea foarte scurt să privim la câteva aspecte istorice ale contextului istoric în care această carte a fost scrisă, în care evenimentele se petrec din cartea aceasta și este important să înțelegem contextul din mai multe puncte de vedere. În primul și în primul rând, noi trebuie să înțelegem evenimentele care s-au petrecut acolo pentru că... Ele fiind într-un anumit context specific, s-ar putea unele lucruri, de exemplu, să pară uh, rupte uh, de felul nostru de a gândi, de modul în care noi trebuie să vedem uh, problemele. De exemplu, vă dau un singur uh, lucru din cartea aceasta. Vine Dumnezeu și începe și vorbește Dumnezeu în prima parte a cărții și îl evidențiază pe un anumit zorobabel. Dar la un moment dat, omul acesta din partea a doua a cărții dispare total. Și atunci se pune întrebarea, dar nu mai înțeleg, asta ce-o pățit? O murit? S-o lăsat de pocăință? Nu mai îi? Dumnezeu l-a dat la o parte? Și cartea Islam, dacă veți, cuprinde o perioadă de ani de aproximativ 80 de ani. De la capitolul 1 și până la capitolul 6 este o perioadă de aproximativ 23 de ani. Foarte interesant că între capitolul 6 și capitolul 7 este o tăcere de aproximativ 60 de ani. Cartea aceasta nu acoperă această perioadă de 60 de ani. În perioada aceasta de 60 de ani se pare că este scrisă cartea Estera, care prezintă uh, poporul lui Dumnezeu care a rămas în robie, care n-a vrut să se întoarcă. Și vedem modul deosebit cum Dumnezeu lucrează și în dreptul celor care au rămas în robie. Și nu vreau să intru în detalii. Iar apoi de la capitolul 7, Dumnezeu, prin la care este autorul cărții acestea, și nu numai cărții acestea, se pare că comentatorii Scripturii îi atribuie și unul și doi cronici. Dacă ne uităm, este pe aceeași pagină cu textul care l-am citit, Ultimele două vesete din doi cronici sunt identice cu primele două vesete din pasajul, chiar primele trei vesete din pasajul pe care l-am citit. Așadar, dincolo de partea aceasta de a înțelege contextul, este foarte important în înțelegerea contextului să putem să extragem niște principii care să fie obiective, dar care să fie valabile și pentru noi astăzi. De ce vă spun lucrul acesta? Adesea avem tendința aceasta să ne plângem înaintea Lui Dumnezeu. Știi, Doamne, pentru ei a fost ușor. Știi? ei n-au trebuit... Știi cu ce ne confruntăm noi astăzi? Știi ce probleme avem noi astăzi? Știi că nouă ni așa, așa... Și fiecare în dreptul lui vine cu problemele pe care le are înaintea Lui Dumnezeu. Când ne uităm cu atenție în contextul în care ei au trăit, adesea observăm că uneori, contextul lor a fost mult mai greu decât al nostru. Și aceasta pentru mine trebuie să fie o încurajare. Domnule, dacă oamenii aceștia într-un astfel de context așa de greu au putut să se apropie de tine, au putut să te slujească, au putut să audă glasul tău, au putut să înțeleagă care este planul tău și voia ta, lucrul acesta înseamnă că este um, realizabil și pentru mine astăzi. Um, Primul lucru care aș vrea să-l mai subliniez, sau un alt lucru care vreau să subliniez în ceea ce privește partea aceasta de context istoric, este că poporul Israel a fost dus în robie în trei valuri succesive. Primul a fost în 605, înainte de Hristos, al doilea a fost în 597, înainte de Hristos, și al treilea în 585, înainte de Hristos. Acum, pentru că Dumnezeu i-a dus, și acesta este un lucru deosebit care l-am observat în scriptură, în trei valuri succesive în robie, Dumnezeu i-a dus înapoi tot în trei valuri. Și cu fiecare var care a revenit acasă, Dumnezeu a avut ceva deosebit de lucrat. În 538 a fost o întoarcere în Israel. Sub Zorobabel. Și prin întoarcerea acestor oameni, Dumnezeu a avut un scop și un plan precis cu ei ca ei să reconstruiască Templul. Aceasta a fost menirea lor. Apoi a fost un al doilea val în 458 prin Ezra, de la capitolul 7 încolo. Este dezbătut rolul și scopul pe care l-a avut reza, în care omul acesta a stat la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca să renoiască legământul pe care poporul Israel l-a făcut cu Dumnezeu. Șederea lor în, în Babilon, cei 70 de ani despre care uh, vorbește prorocul Ieremia, care la un moment dat și Daniel a simțit și spune în Scriptura că a stat înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat și a spus Doamne, am înțeles că cei 70 de ani se încheie sau s-au sfârșit sau s-au apropiat de final. Doamne, fă ceva! În urma rugăciunilor Lui și probabil alături de El au fost și alți oameni, Dumnezeu a început să lucreze. Și prin Ezra și tot poporul care s-a întors cu el în Ierusalim, Dumnezeu se ocupă de partea aceasta a restaurării spirituale a poporului care era în Ierusalim și care se închina. Iar apoi, în anul 444, înainte de Hristos, este o a treia reîntoarcere care este sub Nemia în care Dumnezeu se ocupă de reconstruirea zidurilor uh, Ierusalimului. Așadar, trei reîntoarceri cu trei scopuri uh, diferite. Un alt lucru care vreau să subliniez și care este important, și apoi vom trece la uh, uh, Cuvântul Lui Dumnezeu, care Dumnezeu mi l a pus pe inimă pentru dimineața aceasta, este faptul că în anul 539, înainte de Hristos, uh, Cir este primul împărat persan, Aici a fost Imperiul Babilonian, pe urmă în Imperiul Medo-Persan și acum Imperiul Persan prin Cir. El a cucerit cetatea aceasta a Babilonului. Fiecare dintre ei au avut o strategie diferită. Și acum Cir acesta a avut o strategie foarte interesantă. În urma unor bătălii, babilonienii, dacă cucereau un anumit popor, pentru ca să își dovedească supremația nu numai militară, nu numai economică, nu numai, nu știu, în ce privește partea aceasta a dotării cu armamentul pe care ei îl foloseau, ci și supremația religioasă, ei luau toate obiectele de cult care le avea poporul respectiv și care ei le foloseau în închinare. Și în felul acesta ei spuneau, știți ce, noi nu vă ducem numai pe voi în robie, noi ducem și Dumnezeul vostru în robie. Și lucrul acesta s-a petrecut cu fiecare popor pe care el l-a cucerit. Când a venit împăratul Cir, în urma cuceririi Babilonului, acesta a avut o altă strategie, și anume a căutat să îmbuneze popoarele pe care le-a cucerit și a dat o lege prin care a spus, auzi, orice popor, orice națiune care a fost cucerită și care a, a, a avut. Toți Dumnezeii lor, robi în Babilon, zice: Eu îi eliberez pe toți Dumnezeii ăștia să plece acasă și fiecare națiune să-și reconstruiască templul și să reconstruiască și să reactiveze închinarea fiecărui popor. Și în felul acesta el dorea să recâștige sau să câștige bunăvoința poporului respectiv și apoi, printr-o altă strategie de a conduce popoarele respective, prin anumite persoane care au fost în Imperiul Persan, care au fost în curtea aceasta împărătească, pe care ei uh, o aveau, să poată să supravegheze și să poată să coordoneze activitatea lor în țara lor. Dacă babilonienii au avut o altă strategie și au dus pe toți și au mutat dintr-o parte în alta, Cir a venit cu o strategie care, uh, din punctul uh, popoarelor cucerite, era o strategie mai uh, omenească. Adică să ne în țara noastră, să ne întoarcem, să putem să fim, să ne închinăm Lui Dumnezeu și așa mai departe. Și uh, voi sublinia de ce este important puțin mai încolo uh, contextul acesta istoric. Primul lucru care aș vrea să subliniez și în dimineața această lecție care mi-a pus-o uh, Dumnezeu pe inimă din cartea aceasta în tot ceea ce privește planul acesta pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi uh, sau reforma spirituală de care. Trebuie să avem grijă fiecare dintre noi să se facă. Știți, adesea întâlnesc situații în care oamenii sinceri, frate, zice, vrem să ne apropiem de Domnul, frate, vrem Dumnezeu să ne vorbească, vrem Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru, Doamne, vrem să-L vrem pe Dumnezeul ăsta de care uh, auzim citindu-se în Scriptură, auzim că rostesc unii și alții, tot felul de mărturii. Dumnezeu acela care ne-a vorbit părinții noștri, bunicii noștri, Că știi, la rugăciune, la noi, pe vremuri se întâmplă asta. Știi, când noi îl chemam pe Dumnezeu, se vedea așa, se întâmplă asta, se întâmplă asta. Și întrebarea care mi-am pus-o, uitându-mă în Scriptură, Doamne, dar în tot planul acesta pe care Tu l-ai, este ceva ce trebuie să fac eu? Sau totul vine de la Tine? În planul pe care Tu l-ai, pentru că eu sunt convins că din perspectiva Ta și Tu dorești să fie o reformă în viața mea și tu dorești să mă apropiu de tine și tu dorești să stau de vorbă cu tine și tu dorești să recunosc glasul tău, să înțeleg voia ta, dar oare eu trebuie să fac ceva? Sau tu faci totul? Că dacă tu faci totul, atunci putem să stăm liniștiți, că Dumnezeu e în control și El face toate lucrurile. Dar dacă există ceva care cade în responsabilitatea noastră a fiecăruia, atunci noi trebuie să luăm aminte și să fim atenți. Și... Dimineața aceasta, aș vrea să vorbesc despre recunoașterea planului Dumnezeu în ciunda circumstanțelor potrivnice. Este foarte important când Dumnezeu lucrează, și când Dumnezeu face ceva noi să înțelegem care este planul Lui și care este voia Lui. Când vorbesc despre circumstanțe potrivnice, nu mă refer doar la cele situații în care se dau legi care sunt împotriva noastră să dau legi care să ne taie din libertăți, să dau legi care să ne taie din uh, drepturile pe care le avem, ci chiar la cele situații în care, uh, spunem noi, legile și legea este dată tocmai ca să ne favorizeze și să fie bine pentru noi. Pentru că, ascultați-mă, s-ar putea chiar și acea circunstanță să fie tot potrivnică. Și nu mă exemplific foarte scurt ca să mă înțelegeți. Pe unii dintre cei care au fost mântuiți, l-au cunoscut pe Dumnezeu, i-a prins vrăjmașul și a cucerit printr-o perioadă de restriște, printr-o perioadă în care au fost persecutați. Și avem foarte multe mărturii și pentru cei care au trăit în România înainte de 89, că mulți s-au lăsat de pocăință, s-au lăsat de Dumnezeu pentru că au fost amenințați. Ce mă face să spun acesta? nu mai poți să spui că ești pocăit când începi să vinzi pe frații tăi. Acolo ceva s-a întâmplat undeva. Nu mai poți să spui că ești al Domnului când tu vii la adunare și la părtășești și ai un singur scop, să culegi informații și să mergi să le dai mai departe. Acolo ceva s-a întâmplat. Dar ascultați-mă, pe câți dintre cei care uh, se numesc și s-au numit că sunt copiii lui Dumnezeu, nu i-a prins perioada de după 89, perioada de libertate? pe câți nu i-a prins lăcomia, pe câți uh, nu i-a prins uh, alergatul după lucruri, fugitul în străinătate și așa mai departe. Și ai putea spune, frate, dar e normal, că au mers să-și caute o viață mai bună. Și așa este. Dar întrebarea mea este, a fost voia lui Dumnezeu când familia lor s-a pierdut? Am fost cu ceva timp în state și durerea, dacă veți așa, generalizată, la generația celor care au plecat după 89 este că mulți, foarte mulți, mai mulți decât 50%, plâng astăzi pentru că și-au pierdut copiii. Și unii dintre ei nu i-au pierdut numai spiritual, i-au pierdut și fizic. Vorbeam cu cineva într-un stat în care zice, măi, știi, părinții noștri când au venit aici au tras, a fost greu, au făcut bani. Și copiii încetul cu încetul s-au depărtat de Dumnezeu și spune, știi, pentru că bunăstarea era uh, o condiție generală la cei plecați, mai ales care aveau câțiva zeci de ani în spate, spune, știi, au început, zicem, într-un stat, într-o biserică, spunea față zice suntem, frate, de-a dreptul șocați pentru că am îngropat în ultimele săptămâni patru tineri. Toți au murit în accident de mașină, toți și-au cumpărat mașini extraordinar de puternice, toți făceau concurs și zice, așa, Dumnezeu i-a la rând pe rând. Și acum eu întreb, Contextul a fost favorabil, din punctul nostru de vedere. N-au fost bătăi, n-au fost închisori, n-au fost lepădări de credință prin uh, constrângere, dar contextul nu le-a fost potrivnic. Dacă s-au dus acolo, și-au pierdut familiile, și-au pierdut copiii, unii dintre ei s-au pierdut ei. Și -a, aceasta este lucru care, uh, în primul și în primul rând, aș vrea să stăm și să vedem în Scriptura astăzi. Oare eu recunosc planul lui Dumnezeu în contextul în care mă aflu? Sau este ceva așa care, păi Doamne, știi, cu valul. Mergem și noi cum merge toată lumea. În primul și în primul lucru. Planul lui Dumnezeu trebuie să recunoaștem în cadrul unor lucruri, dacă vezi dumneavoastră, comune, banale, generale. Când citești și te limitezi doar la ceea ce spune în Scriptură. Ai impresia aceasta că Dumnezeu a venit și l-a ales pe Cir într-un mod deosebit și Cir a dat o lege în care a spus doar evrei să se întoarcă acasă. Dar uitându-mă în contextul istoric, am înțeles că Cir nu a dat legea aceasta doar pentru evrei, Cir a dat legea aceasta pentru toate popoarele care erau în împărăție. Ascultați-mă, aici este lucru care aș vrea să subliniez. Câți dintre noi când se dă o lege generală, comună, pentru toți oamenii, câți dintre noi vedem că este ceva parte din planul lui Dumnezeu și câți vedem că este întâmplarea? Au pentru toți e. Câți dintre noi înțelegem că se dă o lege comună, o lege generală, că este planul vrăjmașului? Și câți vedem că este doar ceva ce este pentru tot. Acum, frate, nu e chiar așa. Și o să vă dau un singur exemplu ca să mă înțelegeți. Când a început perioada aceasta mai dificilă pentru noi, pentru români, știți că tot timpul s-a promovat și se promovează încă o lege care, chiar dacă nu este scrisă, se spune într-una, știți, spune distanțare socială, distanțare socială. Și asta e lucru care tot timpul ni se spune. Și noi trebuie să fim distanțați socială. E o lege generală, nu? E pentru toți. Dar întrebarea mea este, pentru noi, potrivit cu planul pe care îl are Dumnezeu cu privire la noi, unde încadrăm această lege? Dacă eu aș veni la tine și ți-aș spune, știi ce frate, ești căsătorit și ești căsătorit de puțină vreme, știu că îți iubești foarte mult cu uh, soția, dar ascultă-mă, uh, pentru binele tău, mută soția în București și tu stai aici în Cluj, pentru binele tău, știi ceva? Mută-ți copiii unul în Craiova, pune-l pe celălalt în București, du-l pe celălalt în Suceava. E pentru binele tău, ascultă-mă. Și în continuare vreau să fii deplin încredințat că tu ești o familie, nu cumva să-ți treacă prin cap că nu mai ești o familie. Pentru binele tău, rupe orice legătură pe care o ai cu mama, cu tata, cu fratele, cu sora ta, cu toată familia ta largită. e pentru binele tău. ce spune? Exagerat, nu? Cum să faci așa ceva? Haideți să vă spun mai altceva. Dacă aș spune, și ce, dragul meu, pentru binele tău este bine ca o mână să-ți o iau din trup și să-ți o pun acolo într-un colț, un picior să-ți iau să-ți-l pun la coșul de gunoi, un ochi să-ți-l iau să-l pun pe masă, o oreche să-ți o tai să-ți o pun în camera vecină și să stai liniștit. Toate lucrurile sunt sub control. Tu ești o ființă întreagă care funcționează în continuare în limitele în care ai fost creat. Perfect. Exagerat, nu? Ce spune Scriptura despre cei care sunt ai Domnului? Că sunt un un trup. Un trup, nu? Suntem un trup. Și prin distanțarea socială, spuneți-mi, toate mădularele sunt împreună sau am început să ciopărțim așa trupul ăsta? Că nu mai poți să mergi să îmbrățișezi soția, copilul, mama, tata, fratele, sora, pentru că așa ni s-a spus, pentru binele nostru. Haideți să ne despărțim. Pentru binele nostru. Haideți să nu mai fim. E pentru binele nostru. Știu că poate blovesc în... Nu, nu mă refer la nimic altceva. Nu adăugați nimic la ceea ce spun. Fiți foarte atenți la ceea ce spun mă refer strict la această lege, care este generală pentru toți. ăsta e planul lui Dumnezeu? Când autorul epistolei către evrei spune acolo așa, nu părăsiți adunarea voastră cum au unii, obicei. Când Scriptura mă îndeamnă să fiu una cu trupul lui Hristos, una înseamnă, nu numai în ceea ce privește gândirea noastră, ce-ar însemna viața de credință fără părtășirile acestea pe care le avem în care să ne putem închina înaintea Lui Dumnezeu cu toți împreună? Ce înseamnă viața de credință fără părtășirile în care să știi că celelalte mădulare stau și plâng înaintea Lui Dumnezeu pentru tine, pentru mine, când trec prin și prin probleme? Ce-ar însemna viața spirituală și trupul Lui Hristos dacă n-ar mai exista comunicare între mădularile din, din trupul său? Dacă am venit aici și am stat așa pur și simplu ca la un program și când s-a terminat, fiecare fugim acasă. Să nu te mai intereseze cel de cel din lângă tine, să nu te mai intereseze, să nu te mai doară cel de cel din lângă tine, să nu mai fi sunat din când în când și încurajat. Ce-ar însemna? Așa Am mai v-am dat o parte negativă, dar uitați-vă la ceea ce spune Scriptura aici și m pentru că nu toți au înțeles ceea ce a înțeles Zorobabel, ceea ce a înțeles Ezra, ceea ce a înțeles Nemia, nu toți au înțeles. Dovadă că unii au rămas în robie. Contextul care li s-a creat a fost un context general favorabil. Dar acolo au fost 70 de ani în care, știi, afacerile au fost prospere. Au fost 70 de ani în care a fost protecție, au fost 70 de ani în care a fost bunăstare. Au fost 70 de ani în care și ne-am legat prin legăturile acestea ale familiei. Auzi, ne-am încuscrit și cu cutare, ne-am încuscrit și cu cutare, popor, ne-am încuscrit și cu celălalt și cu cea. Și acum, după 70 de ani, când ai o anumită vârstă, când, știi, te-ai înrădăcinat ai și ți-ai făcut un viitor, frate, să nu te să-mi iau toate și să mă duc într-un pustiu? Să-mi iau toate și să mă duc acolo unde stau șacalii? Acolo unde animale sălbatice? Acolo unde e nenorocire? Acolo unde e sărăcie? Pentru afacerile mele? Pentru familia mea? Pentru bunăstarea mea? Asta e un lucru bun? Contextul în care ne aflăm, să înțelegem care este planul lui Dumnezeu, dar dintr-o lege generală. Că n-a venit Dumnezeu și să spune specific, știi, evrei tot să plece acasă, atât, ceilalți rămân aici. Nu, a fost pentru toți. Pentru toți a fost. Ce înțelegi tu și ce înțeleg eu? Prin tot contextul în care noi trăim, că e general, nu e numai pentru tine, nu s-a spus că știi doar unii să fie așa. Nu, toți suntem în aceeași joală. Cu toții trăim aceleași momente, experimentăm aceleași lucruri. Și întrebarea care eu mi-o pun și ți o pun și ție. În toate aceste frământare, în tot acest context, Dumnezeu are un plan pentru tine și pentru mine, are un plan pentru poporul lui? Dar care e acesta? Cum găsesc eu planul lui Dumnezeu? Cum înțeleg eu care este voia lui Dumnezeu pentru mine? Chiar dacă Scriptura aici, în pasajul acesta, nu vine să ne spună, dar mă uit la un pasaj din Daniel. Ascultați ce spune Scriptura acolo. Așa de frumos. Mă uit la un Ieremia, care după ce a înțeles din partea lui Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu cu privire la poporul Israel, ăsta a plâns. Ăsta sta înaintea lui Dumnezeu, Doamne, nu se poate. Chiar așa de uh, nenorocit să faci poporul tău, chiar în stadiul acesta să-l aduci. Și știți ce este foarte interesant? Că Dumnezeu i-a spus lui Ieremia, ascultă-mă, Ieremia, de aceea i-a dat numărul exact, să știe cât ține mânia lui Dumnezeu. Asta ce spune cuvântul Dumnezeu în Daniel, în anul din al lui Dariu, fiul lui Ahas Veros din neamul mezilor, care ajunsese împărat pe împărăția caldenilor, în anul din al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmânturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbește Domnul către prorocul Ieremia. Și văzut ce spune acum. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postin în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeul meu și am făcut următoarele rămărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșător, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubești și păzesc poruncile tale, noi am păcătuit. Am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orândurile tale, n-am ascultat. Și continuă textul și spune, Doamne, Tu care ești drept, ai fost drept, bine ai făcut că ne-ai uh, pedepsit, Doamne. Dar omul acesta a înțeles într-un cadru general, viața a mers înainte pentru toți. Nu ne dă detalii Scriptura cât a mai trezit Dumnezeu pe lângă Daniel. Dar înțeleg că omul acesta Dumnezeu i-a atins coarda sensibilă a minții și a inimii și omul acesta a înțeles care este planul și voia lui Dumnezeu. Știți de ce vă spun lucrul acesta? Și cred că este foarte important pentru noi. Îți dorești trezire și îmi doresc trezire în dreptul tău, în dreptul casei tale, în dreptul adunării în care ești. Îți dorești și îmi doresc ca Dumnezeu să lucreze. Îți dorești și îmi doresc ca Dumnezeu să facă semne și minuni, Dumnezeu să ridice, Dumnezeu să vindece, Dumnezeu să mântuiască șasa și toți ne dorim lucrul acesta. Întrebarea pe care mi-o pun și -o întrebarea pe care ți-o pun și zice-o oare mă identific? Cu starea poporului, cu starea dunării, cu starea familiei, cu starea țării în care noi suntem la fel cum s-a identificat Daniel și să mă duc mai departe? Sau, știi, Doamne, mulțumesc, Domnului, că eu nu sunt ca toți ceilalți. Mulțumesc, Domnului, că, știi, eu am pace. Mulțumesc, Domnului, că și pui te acolo ce le ai și pun eu acolo ce am. Câți dintre noi ne doare cu adevărat lucrul acesta și o trezire? Știți unde se vede cel mai tare lucru acesta? Vă dau un exemplu din partea aceasta spirituală. Adesea când facem stăruință după rugăciune, sunt unii, spunem noi, mai hotărâți. Și -i vezi așa că vorbești cu câte și spune și eu am venit hotărâți și în seara asta nu plec aici până nu mă botează Domnul. Alții vin și spun dacă nu fi seara asta, bine să fie și mâine seara. Bine o fi și săptămâna viitoare, nu îți nici la anul dacă se întâmplă. Pe alții vedem nehotărăți sau hotărăți în alte lucruri. Este câte un fecior care ajunge la o anumită vârstă și spune și închei capitolul fecioriei, zice, vreau să-i în căsătorie. Dar altul duce mojimie. A, că nu e anul ăsta, frate, nu i nici la... Bine, fi și la 35, și la 40, nici la 50 nu-i târziu. Și lucrul acesta se întâmplă la multe capitole în viața noastră. Întrebarea mea este, când vine vorba despre partea aceasta a trezirii spirituale, din casa ta, din familia ta, din familia mea, cum abordezi lucrul acesta? Doamne, îndură și ai milă din noi, dacă nu anul ăsta, măcar la anul, peste doi ani, dacă nu, când vii tu și bine și așa. Când stăm și stăruim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru copiii noștri care uneori o iau razna și nu sunt între noi. Știu că pentru cei care sunt acolo și are copilul plecat, știu că pe el al doare și la plânge. Dar întrebarea mea este pentru mine, pentru tine, pentru celălalt. Că Daniel, ascultați-mă, o ducea nu bine, foarte bine unde era. Nu bine, foarte bine o ducea. Daniel avea poziție, Daniel avea asigurat viitorul, Daniel avea protecție. Când cei trei tineri erau în cuptor, Scriptura nu ne dă detalii despre Daniel, dar ce înțeleg e că Daniel era protejat. Nu știu, o fi fost plecat în altă parte, în alte ținuturi, cu alte treburi, dar el nu avea probleme. Și el putea să spună și ce? Doamne, îți mulțumesc că în robia asta te-ai îngrijit de mine, Doamne, și că mai bine binecuvântat într-un mod deosebit. Doamne, îți mulțumesc că pentru mine viața este deosebită. Nemai, 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 nu știu, n-am cuvânt să zic cât de bine mai și cât de mult mai bine. Extraordinar mă simt, Doamne. Și te binecuvintez pe tine pentru asta că tu de mine te-ai îngrijit. Ce l-a apucat pe Daniel? Să vină și să plângă înaintea lui Dumnezeu, să se smerească înaintea lui Dumnezeu, spune, Doamne, 70 de ani au trecut. Doamne, ai spus 70. Doamne, e poporul tău, Doamne, chiar dacă mie mi-e se bine aici, țara, poporul Tău, locul unde Ți-a așezat Tu numele, nu-i bine. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea o astfel de inimă fiecare dintre noi. Să nu mă înțelegeți greșit. Știu că pacea Lui Hristos este în casele noastre sau în majoritatea dintre casele noastre. Mulțumim Domnului pentru harul de care ne face când suntem la părtășie, dar spuneți-mi, suntem la apogeu sau acesta este doar un început? Când vii la părtășie și simți și simți o revărsare de har deosebită, când pot să văd o lacrimă înaintea lui Dumnezeu, ăsta e apogeu? <coughs> mai mare bucurie nu poți să simți? Mai multă experiență cu Domnul nu mai există? E gata totul e aici? Când Dumnezeu îți face un har și vezi că îți ajunge copilul la vârsta în care discerne binele și rău și vezi că alege binele, spunem, asta e tot? Sau zice, o, oh, să fie Domnul, mă bucur pentru ce acum, dar mai este și mă rog cu Domnul să mai dea, mă rog Domnul să mai revese. Omul acesta, pentru că în prima fază este vorba despre Zorobabel, ascultați ce frumos vorbește cuvântul Domnului și este al doilea lucru, care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, să recunoaștem glasul și chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Sunt așa de multe glasuri, dragii mei, în jurul nostru. Sunt așa de multe voci. Sunt așa de multe chemări care sunt în jurul nostru. Te cheamă într-o parte lumea, te cheamă într-o parte plăcerile, te cheamă într-o parte frica, te cheamă într-o parte depresia, toate te cheamă. Toate vin și spun, vină la mine, Vino la mine, că la mine e bine. Ascultați ce frumos vorbește Scriptura. Și mă rog lucrul acesta să se întâmple în dreptul fiecăruia dintre noi. De data aceasta discutăm despre bărbați, spre așa. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume, toți aceia al căror Duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului. O lege generală o lege dată pentru toată lumea și au fost unii care au auzit glasul și l-au recunoscut. Ăsta e glasul Domnului. Nu-i decretul lucir? Nu-i legea care s-a aprobat în Parlament? Nu, e glasul Domnului care ne cheamă să mergem și să punem mâna și să lucrăm. ce și sorori, mă întorc la situația noastră. În toată această situație grea, ce ți-a vorbit ție glasul Domnului? Să te autoizolezi? Să fii înțelept și să nu mai vii la părtășie ca nu cumva să pățești ceva? Să fii înțelept și să rupi legătura cu fratele tău? Cu sora ta? Cu prietenul tău? Să fii înțelept și să rupi legătura cu vecinii? Nu cumva să audă despre Hristos și să se pocăiască. Să fiu înțelept și să rup legătura cu cel nemântuit care zace și moare în păcatele lui. Ce ți-a vorbit glasul Domnului? Ce mi-a vorbit glasul Domnului? În tot acest context în care de bine, de rău, poți să te mai duci la părtășie, ce-ți vorbește și ce-ți spune ție glasul Domnului? Ce-mi spune mie glasul Domnului? Am cântat cântat despre revenirea Domnului. Tot acest context, ce îți spune? Că trebuie să ne pregătim să plecăm acasă sau că trebuie să ne pregătim să rămânem aici pe Pământ? Pentru că în funcție de ceea ce îți vorbește Duhul Domnului, în funcție de modul în care mă raportez la glasul lui și la chemarea lui, dacă o aud, dacă îl înțeleg. Mulți au fost. Au plecat în robie undeva peste un milion. Peste un milion. Și au venit înapoi 50.000 la prima. 50.000 dintr-un milion. Câți au auzit glasul Domnului și câți au răspuns chemării care i-a făcut-o Domnul? Sunt lucruri care sunt valabile pentru noi astăzi. Nu toți au auzit glasul Domnului când i-a chemat Domnul la portoșie. Nu toți au auzit glasul Domnului când a spus Domnul, apropiați-vă de mine? Toți s-au apropiat. Nu toți au auzit glasul Domnului când a spus Domnul, veniți la mine, că mai am încă și hrană, mai am încă și o dignă, mai am încă și apă pentru sufletele voastre. Câți au venit? Contextul este același, general, pentru toți. Pentru toți este o nevoie de hrană, pentru toți este o nevoie de apă, pentru toți este nevoie de siguranță, de iubire, pentru toți este nevoie de, nu știu, îmbrăcăminte și așa mai departe. Cu toții trebuie să alergăm pentru lucrurile acestea. Dar este interesant că unii au ceva mai mult. Și în glasul și în chemarea pe care le-o face Domnul, nu? nu mai vezi că strânge familia și începe să zidească altarul. Și nu mai vezi că dincolo, după ce o terminat și o zidit altarul pe care uh, este în casa lui și care trebuie să în casa lui, o vin și o nu e suficient numai altarul din casă, mergem și acolo la Betel, unde se coboară Domnul, din casa lui. Și vezi și la rugăciune, și vezi cu copii mici. Și te întreb, da, la ăștia nu-i greu? La ăștia chiar așa de roză e viața. Și stau și vorbesc cu câte unul și spune, frate, numai noi știm cum facem. Zice, fugim repede, soția, gata copiii, repede iau de acasă, mă duc cu ei. știi, uh, uh, m-am bucurat așa de mult, zice, că au început să slujească și ne spun cei de la școala duminicală că vreau să ia și face, facem niște sacrificii, să ajungem joia la șase. Numai noi știm cum facem. Dar întrebarea mea este, toți facem așa? Atâtea și câte au fost. Atâtea situații și atâtea momente în care Dumnezeu te-a chemat și m-a chemat și a vrut Dumnezeu să-ți vorbească și să vorbească. Și am trecut și a spus: Lasă și mâine, bine. Poate fi și săptămâna viitoare. Oare chiar poate fi? Chemarea și strigarea pe care Dumnezeu a făcut-o, chiar dacă a fost ascunsă, nu? A fost ascunsă pentru că a fost sub forma unui decret pentru toți. Toți au fost acolo. Mă rog ca Duhul Domnului să cerceteze și să ne miște, să ne trezească pe fiecare dintre noi, să auzim chemarea Lui, să înțelegem glasul Lui. Nu știu contextul care va mai fi mai departe și cum se va schimba. Dar mă rog indiferent de ce, ce, ce va fi glasul Domnului, să fie în inima mea și în viața mea, să fie în inima ta și în viața ta, să-L asculți. Un alt lucru care uh, m-a impresionat de-a dreptul, știți ce? Planul lui Dumnezeu cuprinde și omul, dar cuprinde și resursele. În viața noastră de zi cu zi, în trăirea noastră înaintea lui Dumnezeu, în lupta noastră de credință, de multe ori ă, întâmpinăm greutăți, de multe ori întâmpinăm necazuri, de multe ori ai zis, sunt frecușuri între noi la slujire, în ideile și în modul în care ele trebuie puse. Auzi, ești acolo cu încă cineva și cel cu, celălalt cu care ești acolo, tu ca lider, măi, e tare încăpățânat, zice ăsta, nu vrea să asculte, frate, îi spun, nu face ca mine, nici eu nu fac ca el. Și câteodată, auzi, nu iese cântarea cum mi-ar place mie, nu iese predica cum mi-ar place mie, nu iese nu cum mi-ar place mie, mă, nu s-a făcut lucruri chiar cum aș fi vrut eu, eu, aș fi vrut puțin altfel. Și pentru că se întâmplă, câteodată venim așa cu atitudinea asta, apoi și ce, treaba lui, treaba lor, și ne abandonăm așa nu pe altul. Ai folosit uneori anumite lucruri și ai văzut că nu mai este ceea ce trebuie și le-ai abandonat și ai spus, s-a terminat. Vestea care m-a bucurat și care vreau să vă duc și dumneavoastră să fie o bucurie pentru fiecare dintre noi, că Dumnezeu nu abandonează așa de ușor cum abandonează omul. Dumnezeu a dus niște oameni în robie și Dumnezeu a venit și la vorbilor. vorbit lor. Și am spus extraordinar, domnule, puteai să-i duci acasă și puteai să uh, spună cine în felul următor. Știți ceva? Vasele care au fost luate, am adus și prin aducerea lor am zis să aducem rob, Dumnezeu din Ierusalim, din Israel, aducem rob în Babilon. Și și-au bătut joc de ele. Un belșațar și-a permis să bea vin din ele și după ce s-a îmbătat. Și Dumnezeu a venit și a scris. A venit și l-a trezit, dar a fost prea târziu. Și puteam spune, știi ce, oricum nu mai sunt curate vasele astea. Vă dăm contravaloarea lor, mergeți voi și faceți altele. Dar Dumnezeu nu a zis, spus așa, a spus, nu, 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 nu vin numai oamenii. Toate vasele care au plecat, toate vin înapoi. Nu știu ce ți-a luat văjmașul rob din casa ta, din ființa ta, din familia ta, dar ascultă-mă, când Dumnezeu lucrează și restaurează, El aduce tot înapoi. Toate lucrurile de aur și de argint. Toate. Că au fost mai de un argint mai bun, mai slab, toate au du fost duse înapoi. Toate au fost restaurate. Toate au fost puse din nou în slujbă înaintea lui Dumnezeu. Nu e un lucru deosebit acesta? Să vină Dumnezeu, poate ți-a furat văjmașul și ți-a luat o mintea. Ascultă-mă, când Dumnezeu se atinge de tine, nu restaurează numai mintea, merge și la sentimente, merge și la inima ta. Și într-o zi ne spune Scriptura că și trupurile noastre vor fi restaurate înaintea Lui. Ăsta e Dumnezeu, nu ne abandonează așa de ușor cum abandonăm noi. Frate, i-am spus odată, i-am spus de două ori, m-am săturat, frate. I-am spus copilul meu odată, i-am mai spus, Doamne, m-am săturat, nu mai spun. L-am abandonat, Doamne. Și am abandonat și slujirea, că și a fost foarte greu. Și am abandonat și cu tare și cu tare lucru, că nu mai pot, Doamne, m-am săturat. Vine Domnul și spune, nu, tot ceea ce s-a luat în robie va merge într-o zi înapoi și va, vor fi vase de cinste în mâna și în brațul meu. Ăsta e harul pe care ne-l face Dumnezeu. Ăsta e scopul pe care îl are Dumnezeu pentru mine și scopul pe care îl are Dumnezeu pentru tine. Poate energia ta a fost împărțită și parte din ea ți-a fost luată roabă. Poate gândurile tale nu au fost date toate lui Hristos, făcute oameni din Hristos. Ascultă-mă, în dimineața aceasta Dumnezeu vrea să se atingă de tine și vrea să te restaureze. În dimineața aceasta Dumnezeu vrea să ia toate gândurile tale și toate gândurile mele. Poate au fost anumite mădulare care vrăjmașul le-au luat și le-au făcut rob, robe. Și au venit neputință în familia ta, în viața ta, în casa ta. În dimineața aceasta Dumnezeu vrea să se atingă de tine și vreau să te elibereze. Pentru că să pot să aud glasul lui, să aud chemarea lui. Am nevoie Dumnezeu să se atingă de mine. Am nevoie Dumnezeu să mă sensibilizeze. Am nevoie Dumnezeu să dea la o parte din viața mea orice piedică. Am nevoie Dumnezeu să se atingă de mintea mea, să încep să vă lucrez din perspectiva lui. Că văzut așa cu valul, e ușor. Unii ori nici nu ne interesează. Păi dacă așa face toată lumea, fac și eu. Mă rog, în dimineața aceasta Duhul Domnului să te sensibilizează și pe tine și pe mine. Să înțelegi că indiferent de contextul pe care îl trăiești, oamenii aceștia au avut un context mai greu ca și al nostru. Ascultați-mă. Dar oamenii aceștia au fost treziți de Duhul Domnului și au văzut planul lui Dumnezeu în lucruri banale, pentru oricine în vremea aceasta în care toată lumea începe sau dacă veți continuă ceea ce a fost ca plăcere, plăcerea a fost doar pentru el, au pentru mine și casa mea, pentru mine și familia mea, pentru mine și soția mea, pentru mine și copilul meu. Acum nu mai este vorba despre plăcere, acum este vorba despre siguranță. Eu, eu și copilul, eu și tata, eu și mama, eu și familia, eu și soția. Într-un astfel de context, puneți-mi, nu credeți că Dumnezeu vrea să salveze și pe alții care sunt robi în lumea aceasta? Care sunt robi morții? Care sunt robi neputinței? Care sunt robi fricii? Și aș vrea să închei în felul acesta. N-ai vrea să fii tu unealta aceea în mâna lui Dumnezeu pe care Dumnezeu să o folosească? Ne dorim trezire, ne dorim ridicare, dar bine ar fi să fie până așa care vine aici și cântă. Și ei să fie. Pastorul astăzi nu a fost bine că păstorul nu a făcut ce trebuie. Astăzi nu a fost bine că pentru că nu s-a cântat cum trebuie. Astăzi nu a fost bine pentru că nu a fost îndemnul cu trebuie. Astăzi nu a fost bine pentru că nu a fost scutare. Dacă ar fi fost scutare, știi? Dacă era corul, astăzi era altceva. Dacă era fanfara, astăzi era altceva. Dacă vineau copiii de la școală duminicală să se era altceva. În dimineața aceasta, fiecare să se uite în dreptul și spun, Doamne, sunt aici și vreau să mă folosești pe mine. De ce să nu fiu eu un alt în mâna ta pe care tu să o folosești? De ce să nu fie sensibilizat Duhul meu? De ce să nu fiu eu pus la dispoziția ta, Doamne, să te ascult pe tine, Doamne? De ce să nu fiu eu cel care să mângâi? De ce să nu fiu eu cel care să ridic? De ce să nu fiu eu cel care să întărez, Doamne? De ce să nu fiu eu cel care să ascult chemarea ta, Doamne, și să mă duc? Iar dacă îmi stric afacerile... Chiar dacă, Doamne, și contextul în care mă duc, nu mai e siguranța aia. Aici avem bănci, aici avem lucruri care ne protejează averea. Mă duc eu acolo unde nu e nici nu uh, e nici rânduială, nu e nici uh, poliție care să mă apere, să mă protejeze, Doamne. Au știi ce, mai e rău de atâta, nici am să mă închin, Doamne. Aici de bine, de rău, mai găsesc eu unul altul și mă închid. Să mă duc eu acolo. Chiar pentru mine să fie chemarea aceasta? Ceea ce trebuie să ne însuflețească și să rămână pentru fiecare dintre noi în inimile noastre. Se poate să nu fie toate acestea, dar ascultă-mă, e Duhul Domnului cu tine și cu mine și ți este de ajuns. Spune Scriptura că poporul Israel când a trecut prin Egipt, din Egipt după ce a ieșit și a trecut prin postiu, spune Scriptura, zice că Duhul meu, zice, era acolo. I-am însoțit. Duhul meu i-a călăuzit. Dumnezeu și-a făcut, dacă vreți, prezența văzută, simțită de ei prin nor și cu umbră, prin stâlpul de foc și cu lumină și așa mai departe. Indiferent cu ce te sensibilizează Duhul Domnului, ascultă-mă, dacă tu asculti și dacă eu ascult, chiar dacă ți este contextul potrivnic, Chiar dacă contextul nu este așa cum tu ți-ai dorit, chiar dacă lucrurile nu se fac așa cum ți-ai dorit, este Duhul Domnului cu tine și ți, ți este de ajuns. E un har să treci prin pustiu și să fii cu cel care dă viață și cel care dă apă, cel care poate să spotolească setea, cel care poate să spotolească foamea. În pustiul în lumea acestea, fiecare părtășie, în care poți să stai înaintea lui Dumnezeu, în care poți să plângi, în care poți să plângi, în care poți să-mi aduc copii, familia, este o oază. Este o oază. Fiecare părtășie în care poți să spăți genunchiul, în care poți să-ți merești ființa înaintea lui Dumnezeu, este o oază. Și așa vrea ca Dumnezeu să ne pe fiecare dintre noi. Fratele și surori, chiar dacă suntem doar la început, dacă în urma studiul acestuia, Dumnezeu mișcă inima. Eu aș vrea tuturor să o miște. N-aș vrea să fac nicio comparație între poporul Israel, câți au plecat și câți au auzit, câți au fost mișcați. Aș vrea Dumnezeu să ne atingă pe fiecare dintre noi, pentru că trezirea, chiar dacă începe cu un om, ascultați-mă, ea nu poate să se facă cu un singur om. Chiar dacă trezirea începe cu un om, un Daniel, un Zorobabel, un Ezra, un Nemia, ce mai făcea Zorobabel dacă pleca singur la Ierusalim? Ce mai făcea un Nemia dacă mergea singur la Ierusalim? Putea el să facă totul? De aceea fiecare dintre noi să ne cercetăm și să vedem glasul Domnului, ce ne spune. Pentru că atunci când Domnul trezește, nu trezește numai aici în față. Nu-i harul numai aici. Harul este peste tot și peste fiecare dintre noi. Și fiecare Dumnezeu să ne folosească ca un el de cinste în mâna și în brațul Lui. Amin.